Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin. Bun găsit, dragi prieteni, la Lumea în Obiectiv, un podcast de fiecare săptămână. Cu ocazia asta, Tiana Cristina Bratosin este invitată, îi spun bine ai revenit, că de multă vreme, cred că înainte de pandemie, n-ai mai fost pe la noi. Bine v-am găsit, da, n-am fost tare de mult. Că nu prea place mie să apar în fața camerei. M-am văzut că te-ai apucat de ceva, totuși nu-ți place să apar, dar ai început să apar pe canalele de YouTube cu o pasiune a ta în bucătărie. Da, am început să apar pe canalele pe de YouTube când vin în casă și vă trepied un fiert în masă, îi simt că n-am încotro, trebuie să mă filmez când gătesc. Cum e noua experiență? Cum ai putea descrie? Noua experiență cu... cu gătitul și filmatul. Cum crezi că ai gândit-o așa și te-ai gândit vreodată că vei ajunge să faci un astfel de vlog despre gătit, despre tot ce înseamnă mâncare sănătoasă? Nu, și nici acum nu mă gândesc, având în vedere că de fapt... Bineînțeles că ideea nu era a mea. Da, cui a fost? Normal că ideea a fost a ta. Deci m-am apucat de vlog în pizza de la spate, cum ar fi. Eu nici nu consider că am foarte mare talent. Acum de gătit, sigur că nu m-am apucat de acum de gătit. M-am apucat de la, nu știu, 13-14 ani am început așa. Mai îți aduce aminte ce e gătit acum, să zicem, la 13-14 ani? Prima ta mâncare făcută de mânuțele tale, înainte de a-mi spune că ai ajutat-o pe mami în bucătărie și ai făcut toate lucrurile astea. Da, aia mi-amintesc, prima mea experiență vis-a-vis de gătit, chiar mi-a rămas în minte. Eram la țară, cu se culegea porumbul, parcă, într-o toamnă. Și cum e la țară, probabil majoritatea știu sau foarte multă lume știe, că în momentul în care cineva face ceva, fie că are de lucru în grădină, fiecare are de lucru la casă sau ceva, se adună vecini, rude, prieteni și așa mai departe. Și rămăsesem eu, care n-am avut niciodată un talent extraordinar la munca în grădină, am rămas acasă la gătit cu bunica, bineînțeles, ea era în mintea mea, de atunci era baza mea. Ea, bunica, la momentul respectiv era deja destul de afectată de un diabet. Dar eu eram foarte sigură că o să o ajut pe bunica să facă mâncare. Am început așa, foarte sigură pe mine, că o ajut, că cel puțin ea e lângă mine, îmi spune ce am de făcut, chiar dacă n-avea foarte multă putere să se implice și mai simte cât de mult s-a implicat fizic. Ideea era că deja era momentul în care nu se mai putea implica foarte tare nici prin a-mi da indicații. Și mi-am dat seama că practic eu am rămas singură să gătesc la 13 ani în momentul ăla, după cum am zis, pentru familie și vecini, ce mai erau pe acolo, nu mai țin exact bine minte, oricum era mai multă lume, nu era doar familia, să spun, părinții, bunicii mei, care până la urmă, orice aș fi făcut, cu siguranță ar fi fost foarte bun. Ce ai gătit atunci? Mai aduce aminte? Ce? Sau câte feluri de mâncare? Felul 1 și felul 2 am gătit. Era cum se spune la noi, papricaș de cartofi, o supă de cartofi cu carne, cu de toate în ea și o friptură de porc, parcă era, cu cartofi. Na, eu ce să zic, toată lumea spunea că e foarte bună, că așa, și după părerea mea era bună, acum probabil chiar o fi fost ea bună. De să înțeleg că astea au fost primele începuturi în partea asta de gătit mâncare, dar deserturi sau lucruri de genul ăsta ai făcut în perioada aia sau da, doar aici te-ai limitat? Nu, făceam tot felul de, nu știu dacă exact atunci am început sau ceva mai târziu, dar făceam tot felul de prăjituri, începeam să inventez creme, rețete. La ce vârstă ai început cu deserturile? Dacă la 13-14 ani ai început cu gătitul felul 1 și felul 2? Dar cred că tot
cam pe atunci, nu știu. Îți mai aduce aminte prima prăjitură pe care ai gătit-o sau unde ai gătit-o? Sau... Acasă am gătit prima dată prăjitură, dar nu mai știu ce, probabil vreun chec, vreun ceva de mai simplu. Și dacă am vorbit așa dintre prăjiturile pe care îți place să și le mănânci, dar și să le gătești, care ar fi? Brioșele și checurile. De ce? Nu pentru faptul că sunt simple de gătit neapărat, bine și aia când te grăbești e cel mai simplu, așa. Dar îmi și plac mai nou prăjiturile astea mai simple, fără prea multe creme, fără... Deci dacă îi să le aleg, nu știu, și din altă parte, unde nu trebuie să le gătesc eu, să spun că mă complic sau ceva, nu știu, în ultimul timp astea îmi plac, astea de bun, simple. Bun, și din mâncărurile pe care tu le gătești, pentru că ai... De la 13-14 ani deja ai câteva rețete pe care le preferi și le preferi să și le consumi. Îmi plac supele, deci dintre felul întâi, să zic așa, supele, ciorbele, îmi plac foarte simple, legere, fără gust, nu știu cum să spun, exprim eu poate foarte bine un gust greoi, așa. Cele mai legere, așa cum ziceam, iar felul 2, să spun așa, mie îmi place brânza și îmi plac mâncărurile care conțin brânză, lactate, ouă, dar special să conțină brânză, să conțină... Bun, dar ai o rețetă pe care o preferi să o gătești foarte des în casă? Da, gătesc des un suflet de cartofi cu brânză. L-am învățat de pe la televizor, l-am învățat și îmi și place, îl și gătesc, sigur, gătindu-l des, îl gătesc foarte simplu, îmi vine deja foarte ușor să-l gătesc, dar îmi și place, îl gătesc și pentru că îmi place, neapărat pentru că ar fi, după părerea mea, simplu de gătit. Nu ți-ai încercat să te duci mai departe decât de casă, decât de internet, decât de tot, într-o emisiune de gătit? Știm că este una dedicată persoană cu dizabilități, care șef bucătar Pasarelli știu că se ocupă de lucrul acesta, dar este și șef la cuțite pe care tu o îndrăgești destul de mult și unul dintre șefi poate îți este atât de drag și ai vrea totuși să înveți mai mult sau să te întâlnești și să îți vândă niște secrete prin a participa la o astfel de emisiune. Nu, pentru că nu mă simt în largul meu în fața camerelor. Nu mă simt, nici nu mă simt ca să fiu, chiar dacă acum vorbim despre bucătărie, dar nu mă simt că ceva wow în materie de gătit. Gătesc, place să gătesc, dar nu consider că sunt un talent așa ca să mă duc la asemenea emisiuni pe lângă. Și dacă ai fi invitat acolo, ce ai face? Nu știu, nu m-aș simți deloc în largul meu și având... Nu știu, nici nu aș putea să gătesc în fața camerelor așa de bine, că și datorită emoțiilor. Oricum nu mă simt în largul meu în fața camerelor, cu atât mai mult să gătesc sau să fac ceva anume. Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratusi. Pe lângă gătit, alte pasiuni? Călătorile. Psihologia? Da, psihologia asta de într-adevăr de multă vreme așa o ce te-a pasiune, să zic, nu știu, oameni în general, dragostea de oameni și empatia pe care eu în general o am față de ei. Bun, care sunt temele din psihologie care te-au atras să urmezi această școală? Tot ce înseamnă oameni. Problemele lor, deși mai nou, nici nu știu, mai nou devin destul de afectată de problemele oamenilor, cred că mă implic prea mult emoțional și nici nu știu în ce măsură, în momentul ăsta mi-ar face bine psihologia. Da, mă gândesc că există și teme pe care tu le îndrăgești și ți-ar plăcea de fiecare dată să le vorbești oamenilor. Teme să le vorbesc cu oamenilor, nu știu. Eu am și o problemă tot ce privește camere, vorbit în public, tot, am emoții, mă inhib, deci așa să stau să vorbesc cu oamenilor mai puțin.
așa mă implic în viața lor, în problemele lor, dar nu ceea ce e legat de vorbit în public, de camere, de toate chestiile astea. Interesat, îmi place să văd, să așa, dar în momentul în care spus în postura să vorbesc în fața camerelor, să vorbesc în fața publicului, mă închip și pur și simplu nu mai găsesc cuvintele și nu știu ce să spun. Da, mă gândesc că tema pe care tu o îndrăgești are legătură și cu meseria pe care o faci, dar și cu psihologia. Dragostea față de oameni, dragostea față de semeni, dar și dragostea interrelațională dintre doi oameni de sex opus. Mă gândesc că toate astea au avut legătură în viața ta când ai ales să fii și asistent medical, să faci și psihologie, dar să te implici și în viața oamenilor. Parcă e un ansamblu al dragostei aici. Da, pentru că dragostea asta sub toate formele ei, ceea ce vine din interiorul meu. Dragostea față de oameni sub toate formele ei, dragostea față de Dumnezeu, tot ce înseamnă dragoste, simt că e ceva ce vine din interiorul meu. Dacă ai descrie o, ai face o definiție a dragostei, cum ai defini-o? Cum ai spune-o în câteva cuvinte sau într-un cuvânt, două, trei sau o frază? Știu, dragostea e ceva ce pe mine e mai presus de orice și nu are nea răutate, nu are nea invidie, nu are nimic din ceea ce înseamnă negativ. Îți dă tot ceea ce înseamnă pozitiv, tot ceea ce înseamnă bine, tot ceea ce înseamnă fericire. Nu știu, în momentul ăsta nu vine altceva. Bun. Cum se spune că dragostea învinge, totul trece, totuși, dar totuși ura învinge câteodată dragostea și minciuna. Păi, da, dragostea învinge totul prin răbdare, adică în momentul în care ții la cineva, la o persoană, indiferent că îi prieten, că îi... Deci dragostea față de prieten în sensul prietenia, dragostea prietenească față de aproape, dragostea față de partenerul tău de viață, de iubit și așa mai departe, care e cu totul altceva, și dragostea față de părinți, dragostea față de Dumnezeu, bineînțeles, are în centru răbdare, de-aia o face să învingă tot. Adică în momentul în care tu iubești pe cineva, poți să-i treci peste anumite greșeli pe care tu consideri că ți le-a făcut sau peste anumite greutăți, că spui, bun, îl iubesc și chiar dacă intervin anumite greutăți, chiar dacă intervin anumite probleme, iubești persoana respectivă și treci peste problema. Problema aia e o greutate pe care, ok, o depășești mai greu sau mai ușor, dar nu scade din dragostea față de persoana respectivă, ca să spun așa. Bun, cum pot să definești că dragostea se poate opri într-o zi și se transformă într-o ură? Nu știu ce să spun. Ori probabil că nu-i dragoste, ori trebuie să intervină ceva care să provoace, după părerea mea, o traumă. Oricum, în momentul în care simți ură față de cineva, în tine, față de persoana respectivă, mai există ceva. Pentru că în momentul în care nu mai există nimic, nu mai există nici ură, există deja indiferență. Deci în momentul în care o persoană urăște altă persoană, clar, ceva pentru persoana respectivă încă mai există. În momentul în care există indiferență, atunci e clar, între cele două persoane, într-adevăr, nu mai există nimic. Bun. Și atunci, cum am putea descrie că dragostea este dragoste, dar totuși relațiile dintre oameni sunt bazate pe minciuni și nu pe adevăr. Și declarăm sus și tare, vedem peste tot dragostea supremă. Dar totuși avem și exemple în care dragostea trece și prin minciună, și prin ură, și prin gelozie, dar și prin înșelăciune, și am putea face lista întreagă. Mamă, dragostea, toată lumea spune că e dragoste și că e îndrăgostit. Nu-i sigur că așa și e. Mai ales că la început, sigur,
în orice relație. Și bine, asta vorbind între parteneri, nu lăsând la o parte dragostea de părinți sau așa mai departe. Orice relație trece prin mai multe faze și sigur faza de început e faza aia frumoasă în care totul e roz, totul e foarte frumos, dar totul e foarte superficial. Adică la prima bătaie de vânt sau la a doua sau la a treia, oricum ea se clatină, ea nu mai rezistă pentru că încă nu are rădăcină. Și ce nu are încă rădăcină nu rezistă. Atunci poate să apară și minciuna ca un mijloc de autoapărare, mai tragi de relație, nu vreau să mă prindă că am făcut ceva și atunci mint, ca un fel de mijloc de autoapărare acum. Nu că neapărat vrei tu să-i faci rău celuilalt, pur și simplu vrei să te aperi pe tine, să aperi încă mai vrei pe persoana respectivă, încă mai vrei să fii cu ea, fiecare din motivele lui, aici nu o să detailez. Și atunci minți, celălalt te prinde, tu încerci să te aperi, te mai ceri și atunci mai rezistă. Și cum ar fi să, că din dragoste folosesc minciunea pentru a te salva sau să te proteja? Da, ca un mijloc de autoapărare, adică tu mai vrei să ții de relație din anumite motive, fiecare știe din ce motive și minte, păi știi că n-am fost, că n-am făcut, că n-am așa, că nu e adevărat, că așa crezi tu. Na, mai vine un pic de orgoliu, că indiferent din partea cărei părți. Și atunci, dragostea aia fiind superficială, fiind fără rădăcină, se duce. Cum își poate da seama un om dacă trăiește doar o pasiune sau principiul dragostei în viața de cuplu? Pentru că tot ai adus vorba de cuplu. Cum își poate da seama că trăiește doar pasiune și nu este dragoste sau trăiește dragoste și nu pasiune? Acum aici întrebările astea majoritatea o să fie un pic părerea mea personală. Nu vreau să dau sfatul nimănui aici, dar ceea ce cred eu e că sunt încercările prin care trece cuplu. Adică e foarte ușor să menții o relație în momentul în care totul e frumos, nu sunt probleme, nu sunt responsabilități, nu intervine nimic, nu bate vântul. În momentul în care intervin probleme, intervin responsabilități, intervin tot felul de provocări, acolo îți dai seama dacă rezistă, atunci da, îi dragoste și îi ceva mult mai profund. Timpul poate fi și el o provocare, că mulți spun că m-am plictisit și atunci și timpul poate fi și el o provocare dacă rezistă. Și atunci, da, poți să spui că este dragoste, este bine rădăcinată, dar este, nu știu, ceva frumos, o aventură frumoasă. Bun, dar cum te poți trezi într-o dimineață să simți că nu mai iubești pe celălalt? Pe timpul. Exact ce spuneam înainte. A trecut un timp, gata, m-am plictisit. Bun. Și te plictisești. Și cum poți să spui că l-ai iubit și că totuși iubirea s-a estompat și vreau altceva, trebuie să-l reînnoiesc acea sită sau... Iubirea e atunci exact ca și când îți iei un obiect nou pe care îl tot folosești până e nou și după aia te plictisești de el. Aia atunci, nu știu, nu mai iubire, e ceva așa foarte superficial, o aventură, o... Ca și când mergi, nu știu, într-o călătorie, în orice, te plictisești și vii acasă. Păi, observăm că este o modă în viața asta pe care noi o trăim pe acest pământ, adică vedem la tot pasul că relațiile tot se schimbă la câțiva ani, se reînnoiesc, ba fetele, ba băieții reînnoiesc aceste relații cu alte persoane. Probabil astea sunt principiile după care își aleg partenerii, adică își aleg parteneri să fie, să iasă împreună, să conviețuiască, probabil ei se gândesc inițial o viață întreagă, dar
probabil că principiile după care se ghidează că își aleg un partener sunt chiar cele care au durat în timp. Cele mai interesante subiecte și cele mai bune abordări la Lumen Obiectiv, Mircea Brătescu. Vorbim de o țară creștină, o țară care spune că iubește, sunt legați de Dumnezeu, de oameni, dar totuși viața de zi cu zi ne arată contrariu. Ce am putea spune despre... Unde este problema a bisericii și lipsa ei de dragoste față de enuriaș sau creștin sau cel care împărtășește acele principii sau a relației lui cu Dumnezeu? Mama, ca și în orice relație, și relația dintre om și biserică, își ia, dacă ea s-a rupt într-un fel, probabil s-a rupt din ambele părți într-un fel. Probabil nici și biserica ar putea și ea să se implice și să-i atragă pe oameni în anumite feluri încât să-și respecte și propriile principii, că într-adevăr nici principiile bisericii nu sunt principii care se schimbă cu timpul, adică Dumnezeu e același și acum 2000 de ani și acum Dumnezeu nu s-a schimbat, e sigur. Dar și oamenii s-au îndepărtat, li se pare mult mai simplu să trăiască mai superficial decât să trăiești având răbdare cu celălalt, să trăiești iubindu-l pe celălalt în ciuda defectelor lui. Mult mai simplu să zici, bun, eu defectele astea nu le mai accept și am plecat, sau de ce să am eu răbdare cu el când pot să aleg pe altcineva? Și atunci, sau de ce să mă duc, nu știu, să mă duc la biserică când în momentul ăla eu pot să dorm sau pot să fac cu totul altceva? Dar de asta spun, probabil de ambele părți, ca în orice relație, trebuie un pic mai multă aplecare unul spre celălalt. Dar situația pe care o trăim este vina bisericii că nu se implică în viața omului sau a omului că nu se implică în viața lui cu Dumnezeu? Asta spun, că e de ambele pentru părți. Pentru că vorbim de relația lui personală, nu vorbim despre mersul lui la biserică. Discutăm despre relația lui proprie cu Dumnezeu sau relația cu biserica, în care biserica să fie acolo în orice moment în viața creștinului. Nu ai cum să ai o relație personală cu Dumnezeu fără să implici în viața ta și biserica. Și aici nu vreau să vorbesc nici despre preot sau ce or fi ei care au mașină. Vorba de relația, de slujba, de activitatea care se face în biserică, lăsând la o parte toate metehnele tuturor, că și noi avem metehne și ei au metehne. Dar ideea următoarea, nu poți să ai relație cu Dumnezeu fără să mergi la biserică, fără să participi la activitățile pe care Dumnezeu le are. Adică cum să ai o relație cu o persoană fără să mergi la ea, fără să ai activități împreună? N-ai cum să ai. Ori omul zice, a, nu, că eu pot, că stau singur și mă rog la Dumnezeu și aș vrea eu să văd cât se implică sau stau și se gândesc și se roagă și poartă dialoguri cu Dumnezeu fără ca să meargă la activitățile care îi leagă de Dumnezeu, să fie o grupare de oameni care sunt toți împreună. Și în Biblie spune, acolo unde doi adunați în numele meu, acolo și eu cu ei. Și nu degeaba spune Dumnezeu lucrurile astea, că înseamnă că așa îi, El spune că așa face. Bun, dar se întâmplă că sunt creștini care frecventează biserica, dar nu au o relație cu Hristos. Cum putem descrie lucrul ăsta? Adică, unde e dragostea? Unde e problema, de fapt? Bine, aici sunt mulți care merg la biserică din socializare. Mă duc acolo, sunt oameni, acolo stau de vorbă, acolo sunt oameni cu care știu eu să socializez pentru că așa m-am obișnuit. Na, dar până la urmă un coș sau o sită pe care o bagi în apă, categorii, nu-i plină de apă. Dar tot rămâne așa un pic udă. Deci un pic din ceea ce se întâmplă acolo poate tot mai rămâne.
Rămâne, dar iată că trăim și partea asta, reversul medaliei, în care omul îl vedem toată ziua la biserică, dar în cursul săptămânii nu mai are același comportament de la biserică. Da, bine, până la urmă și coșul ăla, oricât ar fi de ud, se usucă, nu ca și un coș plin, ca și un recipient plin cu apă, dar... Nu ne întoarcem totuși la relația cu Dumnezeu personal, care e cea mai importantă, și apoi și biserica, totuși și dacă mergi acolo și spui de socializare, cred că undeva lipsește și bisericii ceva de a-i motiva pe oamenii ăștia să simtă că Dumnezeu e acolo, dar și că ei au venit pentru vindecare, nu pentru socializare. Ama, la biserică nu se merge pentru socializare, categoric. Că sunt mulți oameni care merg pentru socializare, asta e o altă problemă. Dar în biserică se merge să te rogi. Adică eu personal mă duc la biserică să mă rog, să vorbesc cu Dumnezeu, să vină Dumnezeu acolo unde sunt eu. Așa cum ne-a promis că dacă sunt doi, cel puțin, adunați în numele Lui, vine și El. Ama că nu toată lumea are un anumit har, ca și în orice meserie, da, asta într-adevăr, nu toți preoții, nu toți cei care sunt în biserică au un har care să-i și facă pe oameni să stea acolo, să asculte, să se implice. Și nu neapărat la modul fizic, cât emoțional și sufletește mă refer. Fiecare cum simte. Dar... Biserica n-ar trebui să fie și în cursul săptămânii. Adică observ că oamenii se întâlnesc la biserică, se salută, socializează, cum spui, dar pe stradă nu se cunosc. Unde e dragostea frățească care trebuie să existe între Enulia și bisericii, între cei care conduc biserica și cei care spun că slujesc pentru Dumnezeu și pentru a îndrepta Enulia și către mântuire? Oamenii aleg să slujească ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona. Acum, că merg ei sau nu merg la biserică sau din ce motive merg fiecare, îi privește personal. Pe mine ca și persoană mă privește motivele pentru care mă duc eu. Păi bun, și atunci unde-i dragostea? Pentru că ne întoarcem la cuvântul dragoste. Unde este? Unde se manifestă dacă aceste lucruri nu funcționează? Fiecare își manifestă dragostea în felul în care el o simte. Și în care bine, dar manifestarea și simțirea e una, dar principiile sunt aceleași. Principiile sunt aceleași, depinde de noi dacă ne ghidăm sau nu după ele. Nu poți obliga pe nimeni, adică se și spune dragoste cu forța, nu se poate. Din păcate, dar atunci să nu mai trâmbițăm dragoste, dragoste, dragoste. Și că suntem un popor creștin și când colo arătăm cu o altă monedă. Bun, dacă ai fi să ce ai face dacă ai fi un lider al bisericii, ce ai schimba? Ce ai schimba din punctul ăsta al dragostei să vezi între oameni? Care ar fi elementele de bază pe care le-ai schimba și care sunt elementele, de altfel, care nu-i poate schimba pe oameni pentru că le pune piedică spre dragoste și spre mântuire? Nu vreau să mă pun în rolul ăsta pentru că nu cunosc foarte multe elemente tehnice. Mă refer elemente din punct de vedere a principiului dragostei, nu mă refer de elemente tehnice pastorale sau preoțești. Da? Discutăm ce schimba în viziunea oamenilor, cum îi face pe ei să se iubească, să nu treacă doar ca niște jaloane unii pe lângă alții. Nu poți să-i schimbi pe oameni dacă ei nu vor să se schimbe. Nu poți decât să rogi pe Dumnezeu să-i lumineze. Bun, dar există măcar două, trei principii ale dragostei care să-i motivezi cumva.
sau psihologia, ce spune în sensul ăsta legat de comportamentul ăsta și atitudinea asta umană care există pe acest pământ, că în definitiv are și psihologia asta, partea mentală a unui om, de ce îl duce către direcțiile astea? Una spune și alta face. Păi spune una și alta face, una e o imagine pe care vrea să-și o creeze, să, pe care o lasă să o vadă, din fiecare, probabil, din anumite motive, că nu este un singur motiv, sunt o grămadă de motive din care un om vrea să-și creeze o anumită imagine, și alta face pentru că, de fapt, el alta simte și inconștient de multe ori face altceva, pentru că el în interiorul lui simte altceva, dar vrea să-și pună în față o mască din anumite motive. Asta sunt discuții la fiecare persoană, poate în parte, sau grup de persoane în parte. Adică eu vreau să par o persoană foarte religioasă, să spun așa, că asta era da. Subiectul, din anumite motive, nu știu, fiecare din motivele lui, nu vreau să le... Așa, acum. Și, de fapt, eu în interiorul meu sunt altă persoană și de multe ori fără să-mi dau seama, chiar de aia și spune că un om îl cunoște în momentul în care trăiești cu el, pentru că nu poți tot timpul să joci teatru și să ai masca aia pe față. Și atunci, în momentul în care trăiești mai mult cu un om sau cunoști mult mai mult un om, îl vezi că, de fapt, el e altfel decât masca pe care și-o pune el în societate. Oamenii sunt altfel decât... Da, își pune o mască fiecare dintr-un anumit motiv. Da, e vădit că se întâmplă lucrul ăsta și... Și masca e uneori un mod de autoapărare a ceva. Nu vrea să se vadă un anumit lucru din anumite motive pe care el le simte, nu știu, poate nesiguranțe, frustrări, probleme interioare. Și atunci își pune anumită mască cu care el lui e mult mai comod să apară în societate. Masca asta nu este și o teamă față de societate de a nu fi rănit? De a nu fi rănit, de a nu, da, de a nu îi se descoperi anumite slăbiciuni. Și atunci lui îi se pare foarte comodă masca asta, dă foarte bine masca asta, lumea îl apreciază, cel puțin până îl cunoaște, pentru masca asta și lui e confortabil să apară în ea. Da, sigur că în momentul în care îl cunoști, n-ai cum, n-ai cum să joci teatru. Da, dragostea n-are maști, totuși. Acolo nu există dragoste, chiar dacă el o arată ca fiind, dar nu există, sau cel puțin nu față de... Dacă ar fi să descrii în trei cuvinte pentru tine ce înseamnă dragoste, cum ai descrie? Trei cuvinte cheie care te reprezintă pe tine în legătura ta cu Dumnezeu și cu oamenii, ne-ar fi de folos. Răbdare, atașament, infinit. Dacă e să-L descrii pe Dumnezeu în trei cuvinte, cum l-ai descrie? Iubire, răbdare și adevăr. Dacă ar fi să alegi între bani și frumusețe, ce alegi? Amândouă sunt cam același lucru, amândouă sunt trecătoare, amândouă îți oferă așa satisfacții de moment. Cam greu să ai și frumusețea aia câteodată fără bani. Mama, ce ți-i dat nativ, ți-i dat nativ. Greu de ales. Hai să spunem bani, că poți face mai multe cu ei decât frumusețea. Până la urmă ai nevoie de ei de multe ori și pentru sănătate și pentru multe alte lucruri cu frumusețea. Deși nu sunt persoana care să am pe... ca și motiv în viață banii, dar dacă îi să aleg între astea două, na, cu banii pot să... Din păcate, în ziua de azi, ai foarte multă nevoie de ei. Fermitate sau diplomație? Diplomație. Iartă-mă sau te iubesc? Te iubesc? Biblia sau o carte psihologică? Are și psihologie. Dacă ar fi să te pune Dumnezeu să alegi între El și o persoană dragă? Nu, aici nu pot să răspund. Teoretic ar trebui să spun că pe El, dar partea de om, nu știu ce să zic, mi-e greu să Să presupunem că
Dumnezeu ți-a spune cu mine, fără persoana sau persoanele respective, sau cu persoanele respective, dar fără mine? Da, nu, de asta zic că mi-e greu ca om să răspund la întrebarea asta. Ce l-ai întrebat pe Iisus dacă ar fi în fața ta? Cu siguranță nu l-aș întreba despre viitor. Că nu cred că aș vrea să știu viitorul. Dacă ar fi în fața ta, când te-ai întâlnit prima dată în veșnicie, ce l-ai întreba? A să fiu deja în veșnicie? Da. Întâlnirea pe care o să o ai cu el în împărăția cerului. Nu știu, poate cum... Dacă aș putea în momentul ăla să ajut pe alții, l-aș întreba cum să-i pot ajuta pe alții. Ce crezi că îți lipsește din când te pui față în față cu oglinda lui Iisus, ție să fii asemenea lui? Da, mi-a trebuit mult mai multă credință față decât am acum. Un film bun sau călătorie? Călătorie. Cred că deja te-am supus tirului de întrebări și ultima care vine, cât de greu este să fii obiectiv într-o lume subiectivă, oferind dragostea asta, având dragoste față de oameni? Eu sunt în general o persoană obiectivă, destul de obiectivă mă consider. Nu 100%, intervine și n-ai cum să fii 100% obiectiv, mai ales când e vorba de apropiații tăi. Dar, în general, sunt de obiectiv. Cât de greu este să trăiești moral într-o lume imorală? Nu știu, personal nu e foarte greu. Cel puțin în momentul ăsta, pentru mine nu e greu. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a fi la podcast Lumea în Obiectiv, o emisiune online, dragi prieteni. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă. Până vedea la viitoare, rămâneți sănătoși. Mulțumesc încă o dată și te mai aștept să vorbim și despre alte lucruri pe care tu le faci și te gândești să ni le mărturisești aici în fața camerei. Da, să vedem că va fi data viitoare. Păi se vă 2, 3, 4, 5, 10 ani sau cum? Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, ascultă Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătăsuri.